Bună ziua, bună ziua, dragilor, bine v-am găsit astăzi, în ziua asta frumoasă, de duminică, frumoasă, pot să spun, dar ploioasă. Asta este, ploaia aici la noi nu e așa fain, dar e duminică, zi liniștită pentru toată lumea. Și am revenit și eu astăzi să fac așa ceva repede de mâncare, astăzi că nu fac, astăzi pentru familie, nu fac astăzi decât pentru noi puțin. Și fiecare vrea astăzi să aibă un pic o zi mai liniștită, fără atâta stres. Și trebuie să fac ceva așa, cum ați văzut ieri am făcut mâncare destul de bună, să zic așa, am făcut ieri, dar astăzi nu mai fac. Astăzi am să fac o supă de cartofi sau o ciorbă de cartofi, cum vreți să o numiți la noi, zamă de cartofi, să spune pe la noi. Ia, am să fac așa o ciorbă de cartofi, să-i spunem, cu niște pui, la care mi-am pregătit doi morcovi. Cum vedeți aici am de toate pregătit, doi morcovi, două cepe mari, o jumătate de ardei, 4-5 pulpe de pui și cartofi. Bineînțeles că aici mi-am pus toate condimentele ce pun, sare, vegeta, piper, boia. Dar am să pun pasta de ardei, că e mai frumoasă, că boiaua mea nu-mi place, că nu dă culoare la mâncare frumoasă, e cam neagră. Și pasta îi dă culoare mai frumoasă la zeama asta de cartofi sau ciorbă, cum să-i spun. Așa ceva la repezeală, o ciorbă bună. Cam asta este ce vreau să fac astăzi. Și am să mai fac niște foi din astea de aluat. Am să le umplu cu ceva marmeladă de prune cu nucă, dar alt video. Asta fac ciorba repede și celălalt video fac ceva dulce. Deci, cam asta am vrut să vă spun și încep imediat aici să-mi tai toate astea mărunte. Și așa, dragilor, le tai foarte mărunți. Mărunți, mărunți le tai. Să se topesc în zeama de cartofi și nici nu se văd. Le pun așa mai mult de gust, la care mi-am pus puțin ulei la încins în oală. Deci așa le tai, mărunți, să se topească bine acolo în răjeală. Cam asta am vrut să vă arăt, întotdeauna mai mânc și eu ăsta, cotolul. La care îmi tai și ceapa măruntă. Așa le tai pe toate, le arăt așa de fiecare. Ardei un mărunt mărunt, toate mărunte. Dau un pic uleiul la o parte, că deja s-a încins. Și nu-mi place să se ardă, că prinde un miros când se arde, știți? Cam așa. Ce am să vă spun, la care am și o roșie, bineînțeles, și o foaie de dafin, da? La condimente. Deci așa cum vedeți, totul mărunt. Apoi tigaia, olița și le pun aici la prăjit. Și mai am un morcov de tăiat și ceapa și vă arăt imediat. Simplu, zeamă de cartofi. Și așa cum vedeți, am pus aici totul la prăjit. Tot iute. Vă arăt așa deasupra, la care am mi-arunc aici condimentele. Așa, să se moaie ceapa, morcovii și după ce am să pun apă și am să pun de toate, normal că am să mai gust și am să-i mai pun ce-i trebuie, da? Lăsăm așa să se călească 2-3 minute, nu mult, și punem imediat și carnea. Și așa cum vedeți, totul saburește, acum mai merge. Așa, am lăsat un pic să se călească, cum vedeți,
și pun imediat carnea. Dacă are cu o linguriță de pastă să prindă culoare faină. Trebuie mai pun una. Puteți să o face și albă, galbenă, fără să fie roșie. Las aici un pic să se prăjească și între timp mă porționez cartofășa în două, să fie mai mari. Care e mai mare, îl tai în trei, ca să nu se fărâme chiar așa, știi? Le pun direct, să pun și imediat apa. Și facem totul împreună, o să facem. Și pun puțină apă la fund să nu se ardă. Deci, cam așa. La care am să-i tai și roșia imediat și o pun și pe aici deasupra. Și am pus totul deodată să fiarbă. O roșie nu are legătură acum multă, dacă se întărească cartofii, că și cartofii ăștia nu e mai moi. Știi, și să fierb foarte repede. Punem și roșia așa tăiată. O dăm și... Ah, fain, am să scăpa jos, că să-mi iau alta. Să tai și eu din mână, știi? Ha. Dar acum o tai din mână. Așa. Îmi fac alții, așa. Tai și eu așa, din mână. Fiecare are stilul lui. Să mai întâmplă câte o... pană din asta, adică așa mai sta pomul câte ceva jos, nu? E normal. Și acum punem apă. O las să fiarbă, o gust. Am să-i tai niște verdeață și zama de cartofi este gata, ciorba, adică. Cam asta este tot ce am pus în ea, cum vedeți. Am să mai gust, o condimentez, să văd ce mai trebuie. Cine vrea poate să-i facă niște găluște de făină, dintr-un ou bătut de așa fain și păgate acolo în ea mărunt. Eu nu fac cu găluște, că la soțul îi place așa, lui îi place să-i fie niște paste extra într-o oliță și el și le combine. Așa îi place lui să mănânce. Eu nu mănânc. Deci... Eu dacă mănânc, îmi iau numai zeamă, atât. Ia, asta este. La fiecare cum îmi place, da? Și vă arăt imediat aici zeama mea cum fierbe. Și cum vedeți, ciorba mea începe să fiarbă. Cam așa arată. Am mai condimentat, am mai pus puțină sare, puțin piper. Și este bună. Și cum vedeți, e aproape gata. Am aruncat niște leuștean aici. Am avut niște leuștean congelat. Și am pus așa, cum vedeți, un pic de leuștean congelat.
acum și este gata și am să-i pun și pătrunjelul la sfârșit. Cam așa arată ciorba mea de cartofi. Sper să vă placă, dragilor. Și așa cum vedeți, ciorba este gata, arată foarte bine și foarte gustoasă. Aici, acum vedeți, înferb și paste. Și acum îi pun pătrunjelul și este gata ciorba mea de cartofi, cum vedeți. Așa arată și sper să vă placă. Și cam asta a fost cu ciorba mea de cartofi. Sper să vă placă, dragilor. Vă pup și vă mulțumesc pentru totul. Și nu uitați să îmi abonați canalul Mama Lucia, rețete simple cu mare drag pentru dumneavoastră. Pupici din partea mea, o zi de duminică binecuvântată la toată lumea, vă doresc. Și ne vedem imediat cu alt video.